Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrea cea bună. Știrile nu sunt totdeauna foarte bune, dar noi vrem să păstrăm atitudinea pozitivă și să vă oferim știri de dintre cele mai bune. Pentru că o știre care salvează viața întotdeauna este o știre bună. Împreună cu noi în această seară revine domnul dr. Adrian Abagiu, medic primar boli infecțioase la Institutul Profesor dr. Matei Balș. Bine ați revenit, domnule doctor! Bună seara, bine v-am găsit! Știu că ați fost plecat în America, ați avut conferințe, v-ați întors în România și ați dat de multe bariere în legătură cu vaccinarea din nou. Pe lângă faptul că sunteți solicitați să țineți conferințe împotriva drogurilor, mâine veți avea o astfel de ocazie. Unde mergeți mâine? La o școală, la elevii de 14 ani, școala română-engleză, ceva în genul ăsta, nu știu, în momentul ăsta. Foarte frumos, vă felicit și să faceți conștienți pe cât mai mulți tineri. Da, e de dorit. Prevenirea e cea mai bună chestie, inclusiv în bolile infecțioase. Da, domnul doctor, în această seară revenim cu acest subiect. Bineînțeles că știți că este o discuție națională, este un proiect de lege pe care s-ar putea să îl pună băieții cei buni din conducere. Populația este împărțită în două. Am luat timp după amiaza aceasta și am văzut tot felul de reportaje, oameni de cultură își dau cu părerea. De aceea, eu v-am invitat pe dumneavoastră pentru că știu că aveți o cunoștință de la firul ierbii, de la mama ei, cum este vorba românului. Din punct de vedere, să zicem, al vestii celei bune, al vestea cea bună, ar fi că în programul național de vaccinare, începând cu anul ăsta, copiii născuți, dacă nu mă înșel, cu 1 august 2017, în schema lor de vaccinare a fost inclusă vaccinarea gratuită și a vaccinului antipneumococic. Deci încă o patologie severă a copilului mic poate să fie stăpânită. În țările în care această vaccinare este introdusă de peste 10 ani, mortalitatea prin forme severe de pneumonie și de meningite pneumococică a scăzut cu 80%. Deci dacă vorbim din termen de eficiență, cost-eficiență, au fost salvate o mulțime de vieți și au fost economisiți o mulțime de bani care s-ar fi cheltuit cu îngrijirea acestor boli severe. Din punct de vedere al, să zicem, vaccinării obligatorii, cred că discuția până acum nu prea am văzut în ceea ce am urmărit că s-au purtat discuțiile, nu s-a pus de ce, că este un abuz dacă se face ceva obligatoriu. Din punct de vedere al populației, n-am auzit pe nimeni să spună că este un abuz, că dacă treci pe roșu cu mașina, este un abuz. Mi se pare foarte normală această prevedere din legea circulației. Dacă un vecin dă drumul muzica seara la ora 11-12 noaptea tare, face petrecere și te deranjează, o mulțime din vecini dând bloc dau telefon la 112 să reclame că sunt deranjați. Dacă un vecin aruncă o bucată de carne și ți-o trăvește cățelul că îl deranjează lătratul lui, ești profund deranjat. Dar dacă copilul nevaccinat al vecinului face rujeolă și se joacă cu copilul tău, care poate n-a putut să fie vaccinat, nu că nu ți-ai fi dorit, și acesta face rujeolă și moare, cât de nemulțumit ești față de faptul că vecinul nu și-a vaccinat copilul? Este vorba de problema sănătății publice. Este vorba despre dreptul individului versus societatea în care trăiește. Mai în glumă, mai în serios, am propus că e o mare bună idee de afaceri să înființăm școli în care să se primească copiii nevaccinați. După prima epidemie s-ar putea să dea faliment că nu mai au elevi. Nu vorbim în America, unde sănătatea publică este reprezentată de CDC-ul din Atlanta, care este o structură militarizată. Americanii nu se joacă cu sănătatea publică, intră la strategia de protecție națională. Dar în Europa,
Avem o mulțime de prieteni care au ajuns, spre exemplu, în Italia, unde nu sunt primiți la școală dacă nu prezintă dovada prin analize că au anticorpi pentru bolile obligatorii să fie vaccinate și, ca urmare, nu-ți primește copilul la școală. Ce faci? Nu știu dacă toți românii care nu vor să-și vaccineze copilul pot să facă școală, să-și ia profesor particular și să facă școală în particular. Și cu atât mai mult nu pot să se izoleze. Da? Să nu mai discutăm că în epidemia actuală, da, avem peste 3.000 de cazuri de rujeolă, sau vreo 70 de decese, nu știu exact în momentul ăsta, sunt copii care au murit. Dar din miile de cazuri de varicelă, statistica ne spune că cel puțin 3% din copiii care au făcut rujeola sub 2 ani vor face în următorii 10-15 ani panencefalita sclerozantă subacută, una dintre formele, complicațiile severe, da, relativ rară, 3%, dar nu mi-aș dori să fiu părintele care mi-am crescut copilul 10-12 ani și pe urmă face o boală care nu are tratament și care în 1-2 ani îl omoară pe copil. Cam asta este din punct de vedere al obligativității. Dacă vreau să trăiesc într-o societate, trebuie să mă supun la niște reguli. Da, domnule doctor, vă întrerup puțin pentru că vreau să-i rog pe dragii noștri privitori să ne scrie. Există foarte multe materiale pe YouTube, am primit și după amiaza aceasta, cu specialiști care vorbesc despre pericolul acesta al vaccinării, că vaccinurile nu mai sunt ce au fost odată. Aceasta este o ipoteză. A doua ipoteză, că oamenii bogați ai acestei lumi doresc înjumătățirea populației. A treia problemă este că profesori care n-au legătură cu medicina, oameni de cultură, de exemplu, l-am văzut pe profesorul Colceag, un distins domn profesor, care pregătește genii, care vorbește despre abuzul acesta al vaccinării obligatorii, cum e posibil. Vreau să rog pe dragii noștri privitori să intre împreună cu noi pe Facebook-ul nostru și să își scrie reacțiile. Doamna Maria zice niciodată să nu fie obligatorie. Vreți să omorâți copiii? Deci. Așa mai departe. Și să ne spună în mod concret, pentru că aici eu tot am auzit zvonuri. Dacă este cineva dintre dragii noștri privitori care a avut un copil sau are un copil care, din cauza vaccinului, s-a întâmplat să aibă o afecțiune severă, dacă, din cauza vaccinului, consideră că are autism, dacă, tot felul de zvonuri de genul acesta, îi rog să ne scrie în direct, să ne spună care este speța, care este cazul, să ne spună de unde ne urmăresc în seara aceasta și să vedem ce se poate face. Vă rog să luați aceste observații pe rând. Am înțeles. Ideea ar fi așa. Medicina lucrează cu statistici. Numai dacă ne gândim că acum 150 de ani, vârsta media populației globului de supraviețuire era undeva pe la 40 și ceva de ani. În anii 80, în toată Europa, aveam mortalitatea doar prin poliomielită în jur de 600 de mii de copii pe an mureau pentru că făceau poliomielita, care e o boală severă, care nu are practic tratament. În momentul în care s-a introdus vaccinarea obligatorie în dorința de a duce la dispariția, eradicarea poliomielitei la nivel european, lucru care s-a realizat de-abia în 2002, da? Pe primii 13 ani de la generalizarea obligativității în Europa a vaccinării, au fost 1500 de cazuri de poliomielită post-vaccinală. Corect, au fost. Este un risc posibil. Dar dacă aveam 500 de mii de decese pe an, în 13 ani, câte decese am prevenit cu vaccinarea? Nu sunt puțin mai multe decât 1500? Deci, din punctul ăsta de vedere, nu este benefică vaccinarea? Deci, cam asta este, practic, prin introducerea vaccinurilor, prin îmbunătățirea condițiilor vieții. S-a ajuns ca astăzi speranța de viață să fie de 70 și ceva de ani în România, dacă nu mă înșel, 72-73 pentru femei, 71 pentru bărbați.
Deci, această creștere a speranței de viață s-a realizat și prin faptul că am și ajungerea către peste 7 miliarde a populației. S-a făcut prin introducerea acestor vaccinuri. Da? În Africa mureau milioane de copii în an, pe an de malarie, de toate bolile, de enterocolitere, de dizenterie, care prin tratamente și astea au putut fi stăpânite și s-a dus la, am ajuns la creșterea populațională. Deci, pe de altă parte, bun, eu aici sunt trebuie de acord. Să vă întrerup. O secundă, da. Sunt de acord. Această campanie împotriva vaccinurilor, din punctul meu de vedere, este dusă de cei bogați care consideră că suntem prea mulți și nu mai putem fi controlați și este cea mai sigură. Experiența a arătat când n-aveam vaccinuri, mureau oamenii pe capete. Deci noastră susțineți invers. Nu vaccinarea omoară populația, ci nevaccinarea omoară deci, populația. Eu am 56 de ani. Mulți înainte să am prins pe vremea lui Neanicu, când nu era atât. Nu discutai. Nu discutai și se făcea vaccinare obligatorie. Am prins toate vaccinurile. Poate că sunt nebun, de aceea m-am prostit la cap și susțin vaccinarea. Câți dintre telespectatorii care astăzi nu-și vor să-și vaccineze nepoții n-au fost vaccinați și au pățit ceva de la tiomersal, de la formaldehidă, de la acești compuși de aluminiu și astea care sunt introduși, sunt în cantități infime. Ei au fost introduși pentru a crește imunogenitatea vaccinului. Primele vaccinuri creau anticorpi într-o 100 de copii vaccinați sau de persoane vaccinate în jur de 60-70%. Când au fost cuplate cu structuri moleculare ceva mai mari care sunt mai ușor sesizate de sistemul imun, creșterea răspunsului în anticorp s-a dus peste 90%. Deci vaccinul mi-a devenit eficient. De aceea au fost introduși acești compuși. Auziți întrebări de la telespectatori. Da. Ce se întâmplă, spune Diana, cu copiii vătămați? Că totuși sunt copii vătămați. În proiectul... Iar Afrodita zice, știți cum e mai bine să moară un singur om decât o națiune, dar dacă acest copil e al dumneavoastră, aș vrea să văd cum e. Sunt de acord. Și că statisticile pot fi falsificate. Da, definiția este că există minciuni gogonate și statistici. Cu statistica pot să o prezint oricum ca să fac să ajung să-mi fie favorabilă. E un lucru cunoscut. Problema este că sunt lucruri palpabile. Da? S-a eradicat variola. În Europa s-a eradicat poliomielita. O să începem să avem și deja, din câte știu, au existat cazuri de poliomielită de import de la emigranții din Siria și din alte zone unde, în condițiile date, nu a mai fost posibilă vaccinarea și, bineînțeles, că bolile acestea au reapărut. Pentru a avea controlul acestor tip de boli, de infecții prevenibile, eu trebuie să am o masă vaccinală de peste 95%. Deci, peste 95% sau cel puțin 90-95% din copii, dacă sunt vaccinați, reușesc ca să stăpânesc, să previn răspândirea și apariția de epidemii. Deci, noi nu mai avem acest cifră, a scăzut dramatic în ultimii ani, a scăzut de o parte pe discuțiile care se fac în toate mediile, toți sunt specialiști, toți își dau cu părerea, iar informațiile de pe Facebook, informațiile de pe internet sunt cel mai puțin controlate și se fac tot felul de afirmații care e greu să le controlezi, pe de o parte. Pe de altă parte, este această campanie, această lipsă de vaccinuri. Pentru că, practic, și acum, din câte știu eu, vaccinurile din schema obligatorie nu am reușit să le aducem încă să fie disponibile, spre exemplu, vaccinul pentru hepatita B care se face la naștere. Da? Au fost discuții. Vai, vaccinul de hepatita B este făcut prin inginerie genetică, pe drojdia de bere și așa mai departe. Vai! De când s-a introdus în România, aveam foarte multe cazuri de hepatită acută B,
practic, până în Revoluție erau mai multe cazuri, cam 3-1 cazuri la femei, care se îmbolnăveau datorită condițiilor în care se făceau chiuretajele, întreruperile și așa mai departe. După Revoluție au început, pentru că se transmite hepatita B și sexual, să o dea băieților. Și după Revoluție, în primii 2-3 ani, din foarte multe cazuri de hepatită B, erau 3-1 bărbații versus femei. În momentul în care în 1996-98 s-a introdus vaccinarea de hepatită B, am ajuns să avem cazuri sporadice de hepatită B, pentru că apare, este singura hepatită pentru care avem vaccin. Bun, în afară de hepatita, care oricum nu face forme severe și complicate decât la pacienții cu probleme. Deci, recunosc. Eu personal mi-am vaccinat copilul, inclusiv când a apărut vaccinul antivaricelozosterian, am vaccinat-o. Pentru că varicela nu e neapărat o boală foarte severă, deși poate să aibă complicații severe, dar în momentul în care îmbătrânim și ne dorim să îmbătrânim și ne scade imunitatea fără să îmbătrânim, dacă facem vreun cancer sau ceva, putem face zona sau herpesul zoster, care în engleză se cheamă shingles, care este lovitură de bici. Este o suferință nasoală, ca să mă exprim medical. Da? Și atunci, dacă eu pot să îmi previn copilul să facă această complicație, eu am vaccinat, mi-am vaccinat copilul și inclusiv de varicelă. Da, domnul doctor, sunt câteva aspecte pe care vreau să le subliniem. Susținătorii nevaccinării vorbesc despre faptul că în aceste institute de cercetări care, mă rog, compun vaccinurile, s-au strecurat tot felul de răuvoitori care astăzi nu mai fac acele vaccinuri așa cum erau făcute odată prin anii 80. Ideea merge mai departe și se spune că noi nu mai avem vaccinurile de la Institutul Cantacuzino, pe care... Care, într-adevăr, erau foarte bune. L-au desființat și nu răspunde nimeni. Din câte am înțeles, a reușit un lucru foarte deștept, a fost introdus sub oblăduirea Ministerului Apărării Naționale sau al Ministerului de Interne, deci a intrat în structura de strategie, apărare strategică a României, pentru că existența vaccinurilor este o problemă de apărare strategică. Se cunoaște că una dintre armele bioterorismului bacterian este, spre exemplu, virusul variolic. Variola, dacă știm puțină istorie, a decimat populațiile indo-americane, da? Au fost acele daruri, păturile cu cruste de variolă au fost oferite indienilor în semn de pace și au fost zeci de mii de cazuri de variolă care au fost soldate cu deces și asta a dus la decimarea și la scurtarea rezistenței populației indo-americane. Bună seara! Și eu am făcut vaccinul, zice Dănuț, când mi s-a cerut obligatoriu și totuși acum, după mulți ani, mă simt afectat și mă întreb cine este răspunzător pentru sănătatea mea, pentru că mă simțeam mult mai bine fără să fac același vaccin. Dănuț, ce în vaccin? Ce sens te simți afectat? Ce vaccin afectat? Și ce afectare? Dana, de acord cu vaccinarea, dar în ultimul rând au apărut și vaccinul comerciale, fără de care se poate chiar medicii pediatri te sfătuiesc dacă să vaccinezi sau nu. Cel puțin în Spania, aici așa este. Marius ne spune, ce ne facem cu vaccinurile neconforme, importate? Au fost destule știri pe această teme. În acest motiv, părinții nu mai au încredere în vaccinare. Da, discuțiile sunt... lucruri sunt corecte și incorrecte. Spre exemplu, pentru că în România suntem și noi undeva pe primul loc la ceva, suntem pe primul loc la tuberculoză, și deci foarte mulți din cei din jurul nostru respiră și scuipă BK în jurul nostru. Practic, clasicul test IDR-ul la PPD în România se făcea cu două unități, concentrația de două unități de PPD și obțineam un răspuns. Spre exemplu, în America și în alte țări unde incidența, prevalența tuberculozei este mult mai redusă, testul se face cu 10 unități. În momentul în care eu am fost și alți colegi
și studenți au fost la studii în America, li s-a făcut obligatoriu, din punct de vedere al faptului că, repet, CDC-ul e structură militarizată și nu discuți, vrei să te duci la studii, nu te obligă nimeni, dar dacă vrei, trebuie să te supui regulei lor, face testul cu 10 unități. În momentul în care nivelul meu de anticorp, pentru că organismul încerca să lupte cu microbii de bacilcoc, de tuberculoză, care colcă în România, am ajuns și mi-a făcut testul de IDR cu 10 unități, bineînțeles că am avut o reacție, mi-au zis, vai, aveți tuberculoză. Mi-am făcut radiografie, n-aveam tuberculoză. Le-am explicat care este sensul, dar la ei în continuare se face. Au fost probleme în România în momentul în care am rămas acum câtva timp fără vaccinul BCG-ul, vaccinul antituberculos care se face la naștere, imediat după naștere. Am rămas fără vaccin, s-a cumpărat un produs din Danemarca, dacă nu mă înșer, care a fost foarte imunogen, pentru că la ei foloseau doze și concentrații mai mari decât, pentru că la ei nu copiii n-apucau să fie expuși. Ori la noi, de când l-ai scos din maternitate, începe să fie expus la beca și a fost o hiperreacție la vaccinul care era vaccinul danez. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte pro revitalizarea Institutului Cantacuzino, care făcea vaccinuri bune și calitative și mult mai ieftine ca cele de afară. Știți ce sunt surprins, domnul doctor? Când cineva calcă într-un cui ruginit, când cineva este mușcat de o vulpe turbată sau de un câine turbat, sau un câine, nu se știe dacă e turbat sau nu, nimeni nu comentează la vaccinul antirabic, la vaccinul antitetanus. Știu că turbarea, probabil că știu că turbarea n-are tratament. Și din ce se discută pe internet, n-a scris nimeni că s-a tratat de turbare. Dar sunt discuții că, vai, poliomielita e o boală tratabilă, nu știu cu ce, dar în sfârșit cei care sunt specialiști acolo tratează. Am mai văzut într-un articol 10 motive să nu faci, deci pentru care să nu faci vaccinul antipolio, că poliomielita este produsă de scăderea glicemiei. Când, vorba aia, virusul polio care face boala este identificat și dovedit și... Dar pot să scriu o mulțime de tâmpenii pentru că nu mă controlează nimeni, și poate sunt și o mulțime de fraieri care mă cred. Deci, repet, este chestia de percepție. Da? Exact, adică atâta timp cât dacă îmi moare cățelul că l-a otrăvit vecinul, mă deranjează, dar dacă copilul meu se îmbolnăvește de rujeolă sau de varicelă și rămâne cu o ataxie cerebeloasă și nu va să mai meargă și să danseze toată viața lui, nu-mi dau seama că e din cauza că vecinul meu nu și-a vaccinat sau că a luat varicela de la copilul ăla care era nevaccinat. Bun, varicela, din păcate, nu este încă nici acum în schema de vaccinare obligatorie, deși eu cred că și ea ar trebui să fie inclusă. Dar, repet, dacă discutăm, au fost, iarăși, este ca la pâine, da? Face pâine fabrica X, fabrica Y, unui place aia, unui place aia. Te satura amândouă la fel. Și la vaccinuri, sigur, întotdeauna sunt vaccinuri mai bune, mai imunogenice, cu mai puține reacții adverse decât altele. Dar altele de obicei sunt mai ieftine. Iar pe legea achizițiilor din România, unde trebuie să intri în sistemul de achiziții și caietul de sarcini trebuie să fie cât mai frufru, că dacă scrii că vrei unul imunogenic, înseamnă că favorizezi o firmă și sunt tot felul de aiurel la nivel de control, ajungem să fim obligați să cumpărăm materiale sanitare și medicamentele cele mai ieftine, care nu întotdeauna sunt cele mai calitative. Așa este. Ea a revenit de nuț, zice că simte că îi se macină oasele și că nu are putere de muncă. Mă simt slăbit tot timpul fără putere. Aia pot să spun că este un sindrom de burnout sau de supra-solicitare sau de stres sau de depresie. Toate chestiile astea fac treaba asta și, sincer, n-au legătură cu vaccinarea. Domnul Claudiu zice, vaccinurile vechi din România, nu din afară. I-au făcut rău. Nu, alea ar trebui să fie aduse.
cineva. Știu, dar alea momentan nu le mai facem, pentru că s-a dorit, vaccinurile românești erau ieftine și bune. Dar s-au spus că sunt neconforme, da, pe toate standardele, și în momentul ăla trebuiau făcute niște investiții ca să se retehnologizeze institutul, nu s-au găsit fondurile respective și a fost mai ieftin. Spre exemplu, noi avem centru antirabic, este la institut, la noi pentru tot Bucureștiul. Vaccinul antitetanic costa o doză 5,60 lei. În momentul în care n-am mai făcut-o institutul Cantacuzino, am cumpărat-o cu 50 de lei de la Pasteur. O mică diferență. Da. Da? Cineva zice, eu am făcut vaccinurile și totuși am avut rujeolă sau rubeolă. Nu știu dacă nu cumva a fost în urma vaccinului. Medicul nici n-a știut ce boală am. I-a zis mamei că una din două și încă trăiesc. Da. Un caz fericit. Rujeola nu este o boală mortală, cum era, spre exemplu, variola. De-aia primele boli care s-a insistat să le eradicăm erau bolile cu mortalitate foarte mare. Dar și rujeola are o mulțime de complicații potențiale. Până să apară virusul HIV, era una dintre bolile virale cele mai imunodeprimante, care îți scădeau imunitatea și puteai face pneumonii bacteriene, otite și alte complicații, suprainfecții bacteriene, care puteau să ducă la deces. Da, uitați, cineva ne sugerează să mai fie un invitat de cealaltă parte. Eu joc rolul acestui invitat, da, în această seară. Eu mulțumesc Dumnezeu că nu mai am copii la vârsta vaccinării, au fost vaccinați. Dar uitați, domnul Vania Atudori, microbiolog român, adevăruri incomode despre vaccinuri, industria vaccinurilor, moartea din vaccinuri, primiți cu vaccinul, este deja aproape o Cred că colindă. Este o carte, am văzut-o postată, cred că de un domnul avocat care menționam că e pe Facebook actul, a postat o carte foarte frumoasă în care este exprimat pentru publicul larg despre vaccinuri, motive pro și contra. Mi se pare foarte echilibrată cartea. N-am reținut exact cum se numește. Are unul dintre autori avea un nume de ăsta asiatic, chinezesc, japonez. Era o traducere, dar era o chestie pertinentă. Repet, există foarte multe zvonuri. Cu chestia asta sunt de acord. Că au fost folosite vaccinurile pentru îmbolnăvirea cu bună știință. Singurul caz care este cunoscut este, dacă nu mă înșel, în America, în momentul în care a fost făcut preparat vaccinul, au fost niște cazuri de îmbolnăviri și când au verificat, au controlat, în acea șarjă era introdus din greșeală, probabil, așa s-a spus, încă un virus simian SV asemănător virusului HIV. Deci un virus de animal care a indus niște îmbolnăviri. Există zvonuri că, spre exemplu, în țările din Africa, unde nu s-a dorit să se facă o politică de control a populației, cum au făcut, spre exemplu, chinezii, să-ți dea voie să ai un singur copil, mai vrei alții, trebuie să plătești, există niște piedici pentru a controla populația. Există zvonuri că în Africa, cu vaccinuri gratuite, au fost îmbolnăvită populația în mod voit. Dar n-a fost nimic dovedit. Așa cum s-a dovedit că s-au găsit nu știu ce, câte tone de saci de făină donați în Africa, s-a găsit aflatoxină. Iarăși, care știm că e toxică, cancerigenă. Deci, sunt lucruri care se discută. Nimeni nu zice, hai să nu mai mâncăm făină, că în Africa s-a găsit niște aflatoxină în niște saci. Pe de altă parte, da, sunt de acord și cu chestia asta. Dacă granzii lumii sunt de acord să-i omoare pe africani cu vaccinuri, de ce n-ar vrea să-i omoare și pe ai noștri, copiii noștri, ce noi suntem mai șmecheri, că ei își vaccinează, au mai fost niște discuții, că oamenii deștepți și farma își vaccinează copiii cu niște vaccinuri speciale.
Dar n-a dovedit nimeni chestia asta. Este România, domnule doctor, o piață de desfacere pentru vaccinuri experimentale? Aceasta este o altă întrebare care se ridică. Nu. Deci, nu este. Vaccinurile care sunt la noi pe piață se găsesc și pe alte, în alte țări europene sau în alte țări din fosta Uniune Sovietică, unde și ei, neavând foarte multe fonduri băgate în sănătate, cumpără lucruri generice. Da? Medicamentele generice sunt medicamente considerate că au aceeași potență și capacitate, dar sunt mai ieftine față de medicamentele originale. În momentul în care o țară își poate permite să nu folosească genericele, el nu o face. Dar în condițiile economice actuale, dacă vrem să reușim să oferim un nivel de medicamente și de substanțe și de servicii la toată populația României, asigurată și neasigurată, că în legea sanitară zice că dreptul la sănătate, cel puțin la copiii până la 18 ani și toată lumea are dreptul la asistență, ca să poți să ai medicamentele respective în spital, cumperi ceea ce poți să-ți permiți, da? Că poate și mie mi-ar place să mănânc colzonac panetone, dar momentan nu cumpăr decât pâinea de albă clasică de cât e, 75 de bani, 80 de bani, cea mai ieftină. Nici aia nu mai 80, cred că e un leu. Deci, repet, e un lucru ce ne dorim și un lucru ce putem face. Cineva din Italia ne spune, doamna Silvia, așa este în Italia, nu primește copiii la grădiniță și nici la școală dacă nu sunt vaccinați. Da, deci, teoretic, suntem în țară în Uniunea Europeană. Ne dorim salarii ca în Uniunea Europeană. De ce nu ne-am dorit și o legislație ca în Uniunea Europeană? Da? Da, ce facem în contextul acesta? Deci, repet, din punctul meu de vedere, produsele care s-au adus la noi pe piață în condițiile care au fost, cu licitații, cu lipsă de, cu incapacitatea de a putea face stocuri. Deci, spre exemplu, în vechea legislație, nu știu dacă s-a reușit, era o prevedere că nu poți să achiziționezi vaccinul și să ai stocuri pentru mai mult de 2 sau 3 luni. Ori în momentul când am intrat în epidemie, de-a dreptul insuficientă cantitatea care este. Deci au fost multe piedici, pentru că atunci când s-au făcut noile politici, am vrut să ne rupem de comunism, nu au fost prevăzute toate chestiile astea. Poate nu au fost la minister în momentul ăla cooptați specialiștii sau... Pe de altă parte, recunosc, prefer să îngrijesc pacienți, nu-mi place munca de birocrație și de citit legislația, deși am fost forțat să o citesc. Pentru că, spre exemplu, ne-am chinuit 7 ani de zile până când am reușit să legalizăm centrul de tratament cu metadonă din Institutul Matei Balș și atunci ești forțat să găsești argumente și astea. Dar, repet, îmi place mult mai mult să tratez pacienți și să încerc să aduc alinare. Dacă dragii noștri privitori doresc să distribuie emisiunea noastră, poate vom antrena mai mulți oameni în această discuție. Doamna Ana zice: cunosc copii care erau perfect normali și după poli au rămas cu sechele. Franciuc și Orgăchescu, uite, dau 2 exemple. Au avut copii perfect normali și după polio au rămas că nu au mai putut ridica nici capul și părinții cresc copii cu handicap permanent. De ce nu se recunoaște acest lucru? De ce nu se fac analize imunologice înainte? Deci nu am spus că nu se recunoaște, am spus clar, dar v-am zis, sunt recunoscute, sunt declarate în 13 ani 1500 de cazuri în 23 de țări europene. E adevărat, majoritatea au vreo... Aproape jumătate au fost în România în perioada aia înregistrate. Pe de altă parte, și pentru că sistemul de sănătate publică era foarte eficient și nimic nu scăpa, față de cele 10 milioane de copii de vieți salvate, copii care ar fi murit de polio. Vorbim de o perioadă de 13 ani. Deci există cazurile și aceste cazuri de polio erau pe vremea vaccinului polio oral. Tocmai datorită acestei, care era cu virus viu atenuat. Din această cauză s-a trecut la virus, la ora actuală, de peste 7 ani, dacă nu mă înșel, avem virusul injectabil cu virus omorât,
Deci cazurile de polio post-vaccinale sunt la ora actuală 1 la 1000, 1 milion de doze. Deci sunt foarte rare, mai rare decât la vaccinul oral. Avantajul vaccinului oral era că făcea și vaccinare colaterală. Deci dacă eu vaccinam într-o comunitate, să zicem, romă, care nu prea își vaccinau copiii și nici acum e ceva mai dificil, dar dacă reușeam să vaccinez 1-2 copii, practic prin circulația tulpinii de viu atenuat, virus viu atenuat în comunitate, reușeam și vaccinam practic în jurul lor ceva mai mulți copii. Riscul era că prin pasajele de trecere de la un copil nevaccinat la altul, acest virus se putea activa. Deci din virus atenuat devenea virulent și îmi dădea cazuri de polio post-vaccinal. Asta este o întrebare a Dianei. Ce vină au copiii nevaccinați dacă eu ca părinte îmi imunizez copilul cu toate vaccinurile? De ce să-mi fie frică că se îmbolnăvește? Până la urmă să am încredere sau nu în vaccinare? Deci, iarăși ajungem la statistică. Spre exemplu, vaccinul de hepatită B are la copilul mic până în 7 ani, la cele 3 doze vaccinale, la schema de vaccinare corectă, se obține 95% protecție. Deci din 100 de copii, 95 ajung să aibă titruri de anticorpi, să fie protejați. Pe măsură ce crește vârsta, da, populației în care fac vaccinul, spre exemplu, vaccinul are încă 78%, dacă mi-aduc aminte bine, la populația până în 35 de ani, care nu este obeză și care e nefumătoare. Dacă ești obez, ca mine, fumător nu sunt, doar tușitor, și am și peste 35, când m-am vaccinat prima oară aveam 37 de ani, am făcut mult mai greu anticorpi. A trebuit să mă vaccinez de 3 ori, practic. Am făcut de 3 ori schema vaccinală de 3 injecții. Deci, repet, este o problemă și individuală, dar rolul, importanța vaccinării, repet, este. Acum, s-am întâlnit în această epidemie tot felul de ciudățenii. Sunt oameni care au fost vaccinați, care fac rujeolă. Și în momentul în care în prima erupție, prima zi de erupție, cu semne clinice sugestive de rujeolă, îi iau analizele, găsesc că are anticorpii IgG, care sunt ăia vaccinați și care ar fi trebuit să fie în titru protector, și totuși au făcut rujeolă. Are și anticorp de tip IgM. Asta, din punctul meu de vedere, singura explicație este că, totuși, la o parte din oameni, mai ales în condițiile de stres, de supra-solicitare, de poluare, fumător, deci cauze care îmi scad imunitatea, au reușit ca, totuși, pacientul să facă o nouă rujeolă. Deci, nici vaccinul nu-mi conferă 100% protecție. Dar un copil sau o persoană care a fost vaccinată, sigur face forme mai ușoare de boală, forme controlabile. Auziți aici, susțin vaccinarea obligatorie. Felicitări, domnul doctor, domnul Constantin. Deci, ideea este Silviu zice așa. Nu mă bucur neapărat, dar v-am explicat perspectiva. Cred că asta este ceea ce este problematic. În legea din România, prin lege, dacă cineva îmbolnăvește cu bună știință, spre exemplu, am sifilis, nu declar și îmbolnăvesc partenerul sexual. Dacă partenerul sexual mă dă în judecată, conform legii, pot să fiu condamnat de la 9 la 15 ani pentru răspândirea cu bună știință a unei boli. Da? Și la noi, problemele sunt că, spre exemplu, varicela e boală de izolare obligatorie. Dacă n-am locuri, cum e acum epidemia de rujeolă, nu mai am loc să internez și varicela. Da? Pentru că s-au redus mult numărul de paturi în România. Pe de altă parte, trebuie să-l izolez și îl trimit acasă. Dacă n-are copii care să îi îmbolnăvească și așa, îl trimit acasă. Dar jumătate din pacienți
nu sunt cu mașina. Și se va duce acasă, cu metrou, cu autobuzul și toată lumea din jurul lor că se transmite aerogen, da? Noroc că contagiozitatea varicelei e doar de 70%. Pe când în rujeolă e de 90-95%, e mult mai contagioasă. Alt motiv pentru care se încearcă izolarea, vaccinarea și tratamentul, măsura care se poate să internează, mai ales cazurile. Acum am ajuns în cealaltă, este epidemie în București și în Ialomița. Ialomița n-are spital de boli infecțioase, toți vin la București. Practic, secțiile de pediatrie sunt colmatate pentru că toată lumea, dacă i s-a pus rujeolă, îl aduce la spital. Că e greu să spun, asta va fi o formă ușoară, asta va face complicații care să ducă la deces. Dar, iarăși, e foarte greu să internezi toate cazurile când ești într-o epidemie de genul ăsta. Sunt probleme. Câți au murit anul ăsta, domnul doctor? A fost congresul de microbiologie la începutul lunii noiembrie și cred că erau 38-39 de morți, dacă de nu mă înșel. Nu știu. Când întreabă Silviu și Tabita, pentru aceste cazuri, în ghilimele rare, de reacții adverse, cine își asumă consecințele în cazul în care vaccinarea este obligatorie? Ok. În nou proiect de lege, așa cum este și în străinătate, este prevăzut, sunt prevăzute, răscumpărare, deci posibilitatea de a acorda despăgubiri, tratament pentru fizioterapie, pentru a reușit să tratezi și să îmbunătățești sechelele apărute în urma vaccinului. În nou proiect de lege, aceste despăgubiri sunt prevăzute. Adică e normal, în momentul în care îl obligi pe om să n-are voie să treacă pe roșu, îi dai o sancțiune dacă a trecut pe roșu, dar și trebuie să îi oferi casco la mașină dacă unul care mergea corect a fost lovit de altul care a trecut pe roșu. Un testator ne spune așa: dacă copiii ar fi alăptați și nu crescuți cu lapte praf, nu s-ar lipi nicio boală de ei. Spune Dumnezeu lucrul ăsta. Da, cu condiția ca mama să fi făcut boala ca să-i transmită imunitatea sau să fie vaccinată. Pentru că în laptele matern se transmit anticorpi. De la mama care are imunitate, trec anticorpii pentru primele 6 luni, cel puțin, chiar pentru unele boli, un an și ceva, trec anticorpii de la mamă la copil, dar cu condiția ca mama să-i aibă. Cineva zice, e multă minciună. Dacă ar fi copilul tău, nu e o statistică, e o viață distrusă. Ce formulă au azi vaccinurile? Știm că pe embrion uman de maimuță, de rinichi infectat, de porc, aldehide, metale grele și altele, o formulă foarte toxică. Deci, clasic, spre exemplu, vaccinul antirabic, că vorbină, la Institutul Cantacuzino se făcea pe creier de șoricel. Și în procesul de fabricare se încerca îndepărtarea cât mai mult a componentelor de creier de șoarice, să-mi rămână cât mai mult doar virusul pe care îl supuneam unui tratament termic și ăsta să-l inactivez, să am virus rabic omorât, care să-mi facă anticorpi. Pe actualul vaccin care îl avem de la Pasteur este vaccin făcut pe celule diploide umane. Vaccinul făcut pe șoricel, 1 la 30.000 putea să facă complicații neurologice. Vaccinul actual pe celule diploide umane are 1 la 300.000 aceleași reacții. Făcutul vaccinurilor pe structuri umane, pe structuri cât mai apropiate, s-au luat strict structura antigenică și cultivată pe drojdia de bere care crește, pe fungi care cresc, fac ca să am un produs sigur, relativ sigur, pentru că reacțiile adverse la vaccinul B sunt foarte puține, să fie sigur și care să-l pot fabrica la prețuri cât mai mici. Că asta este iarăși nebunia cu costurile. Da. Domnule doctor, ne apropiem cu pași repede de încheierea emisiunii. Aș dori să vă apropiați de o concluzie și să ne spuneți, susțineți
Vaccinarea obligatorie sau susțineți totuși vaccinarea responsabilă cu alegere, dacă omul vrea, își vaccinează copilul, dacă omul deci, nu vrea. Deci din punct de vedere al sănătății publice, nu pot decât să susțin vaccinarea obligatorie, dar așa cum este prevăzut în lege, cu sancțiuni și cu posibilitatea de protecție, deci ca pacienții care fac acele reacții adverse rare să poată să fie despăgubiți. Repet, nu este ușor să ai un copil care are probleme după o poliomielită post-vaccinală. Doar că... Dar e mai ușor să ai un copil care trăiește decât unul mort. Doar că de cei morți nu mai putem plânge, că nu mai sunt. Cam asta e situația. Deci, în anii, cred că până 84-85, au dispărut din spitalele de pediatrie plămânul de oțel. După poliomielita făcută boală, care ducea la atrofia și imposibilitatea copilului să respire și murea prin asfixie, erau niște cilindri imenși în care copilului se făcea presiune negativă ca să îi expansioneze toracele și să poată să respire. Și copiii erau efectiv prizonieri în acele dispozitive, dar fără ăla copilul ar fi murit. În momentul în care se reușea în oarecare la unii dintre ei să se refacă cât de cât capacitatea respiratorie, îi mai scoteau în momentul în care puteau să respire fără așa ceva. Deci, repet, numai cine n-a văzut cum arată un copil în plămân de oțel poate să susțină să nu-și vaccineze copilul de poliomielită. Și la fel este la majoritatea bolilor acestea care sunt prevenibile. Aici este problema. Am boli care nu am tratament. Și pacienții ăia și-ar fi dorit să fi făcut orice ca să nu fie bolnav. Cum avem acum nebunia asta cu Zika. Da? Nu e o bucurie să naști un copil frumos și cu capul cât pumnul. Da? Dintr-o mamă sănătoasă care are vină doar că a vrut să se ducă în Republica Dominicană sau nu știu pe unde, să-și facă și ea lunea de miere acolo. Da, dramatic și această, dramatică și această problemă. Mai spune cineva că oamenii în străinătate se târăsc 30-40 de ani pentru despăgubiri. Îi trag de timp până mor pacienții. Și că a văzut un astfel de caz, în legea românească lucrurile nu sunt după 30-40 de ani, dar oricum să nu ne gândim că se întâmplă lucrul acesta. Să ne gândim doar la faptul că poate rugăciunea personală, poate, nu știu, dedicarea personală și, în mod special, timpul în care este făcut vaccinul, că dacă copilul este răcit, dacă copilul nu se simte bine. Există o mulțime de contraindicații, să zicem, relative ale vaccinării, dar, bun, dacă e răcit, amând vaccinarea cu o săptămână, două săptămâni, cât este bolnav și poate fi vaccinat. Bineînțeles că e recomandabil să vaccinezi un copil sănătos. Este recomandabil, iarăși am văzut niște discuții și sunt corecte, cu cât copilul e mai sănătos, cu atât va răspunde mai bine la vaccin. Deci se vaccinează copiii care au o greutate de peste 3,5 kg și sunt niște criterii clare prevăzute în modul de administrare. Da, marea problemă, repet, este că momentan avem criterii, avem pacienți care vor să se vaccineze și n-am vaccinuri. Suntem și în situația asta. Iarăși, nu s-a discutat, sper adică se va începe cu mult mai mult succes, sper, campania pentru vaccinarea HPV, care iarăși a fost condusă, să zicem, relativ neprofesionist acum câțiva ani, dar care iarăși este foarte importantă. Suntem pe primul loc la cancerele uterine. Iarăși unde suntem. Da? Practic, lumea era nemulțumită pe vremea lui Neanicu când se făceau controlele alea, dar s-au găsit mii de cazuri de cancere, de col uterin și foarte puține în stadii precoce, foarte multe în stadii, pentru că, iarăși, lumea se jenează. Dom'le,
Ești obligat prin lege, apropo de că ne supărăm pe lege. Ești obligat pe lege, n-ai voie să circul dacă nu faci ITP-ul la mașină din 2 în 2 ani. Dar noi pe noi să ne ducem să ne verificăm sănătatea, nu ne ducem. Ăia din străinătate au fost forțați să fie educați. În Germania, până la 45 de ani, te duci odată pe an. După 45 de ani, de două ori pe an la doctor. Nu te duci, e problema ta. Dar dacă ești diagnosticat cu o boală care ar fi putut să fie depistat, plătești jumătate, nu-ți mai asigura, asigurarea, nu-ți mai decontează internarea dintr-o boală care putea fi depistată la timp. O plătești tu din buzunar. Și ca să nu o plătească din buzunar, omul se duce la control. Deci, acum, în 1960, unchiul soției mele au fost în vizită în Germania. Arunca mătușa pe fereastră un măr. A plătit 100 de mărci amendă. Polițistul era în spate, că arunca pe fereastră un cotor de măr. 100 de mărci în 60 erau 4 nopți de hotel. Era 25 de... Da? E, dacă au plătit 100 de mărci în 60, în 70 n-au mai aruncat. Nici nemții. Deci aceste, să zicem, faptul că populația a fost educată într-un fel și coercitiv. Da. Mulțumesc, domnule doctor, pentru această seară. Doamnelor și domnilor, iată că lucrurile sunt delicate. Unii dintre noastre sunteți nemulțumiți. Nu avem cum să-i mulțumim pe toți. Trebuie să înțelegi lucrul acesta. Doar că în această mare știință a medicinei, lucrurile nu funcționează pe cazuri dramatice, izolate, ci funcționează pe statistici, la populație mare, la surse cele mai bune. Domnul doctor a fost foarte onest și ne-a spus că unele lucruri pot fi îndreptate, pot fi performante. De aceea vă dorim multă sănătate, înțelepciune în alegerea tuturor deciziilor. Sunt Cornel Drăvășan, a fost împreună cu noi domnul doctor Adrian Abagiu, medic primar, boli infecțioase, Institutul Profesor Dr. Matei Balș. Seară bună! Gracias.